A început cel mai mare târg educațional, Polifest. Evenimentul durează 3 zile, este organizat la Centrul Universitar Pitești al Universității Naționale de Știință și Tehnologie, Politehnica București. La festival participă elevi, cercetători și cadre didactice, studenți și absolvenți ai universității. Bine ați venit la Polifest, cel mai mare târg de carieră. Rolul Polifest este să creeze o punte între studenți, elevi, cadre didactice, specialiști și cercetători alături de companii. Cu o ofertă educațională diversă și absolvenți cu rezultate de excepție, Politehnica București se mândrește cu faptul că pregătește specialiști și experți ai viitorului, principalii vectori ai schimbării și dezvoltării societății. Aveți ocazia să explorați oferta educațională pentru dumneavoastră. Fie că sunteți în clasa 12-a și dacă sunteți în clasa 12-a pentru dumneavoastră, știți că anul acesta la Pitești avem o surpriză în sensul că deja admiterea este deschisă, da? Așa că vă rog să vă interesați, să vedeți ce vă place, ce doriți să faceți următorii 40 de ani, da? Pentru că dacă veți lucra într-un domeniu care vă place, de fapt nu veți munci. Asta se va întâmpla. Pentru că vă veți face cu mult drag. Așa că este bine să vă descoperiți și pe dumneavoastră, să vă descoperiți ce potențial fantastic există în acest moment, în această nouă universitate, prin ambele sale centre universitare. Sloganul nostru a fost și rămâne: viitorul vostru începe aici, în universitate. Iar acum, în noua structură a Universității Naționale Politehnica București, veți avea oportunități multiple, veți putea să vă valorificați potențialul vostru intelectual. Avem alături de noi viitorul dumneavoastră, noștri angajatori, care vă arată încă de acum, dacă învățați și vă piați pe unul din programele noastre de studiu, unde veți putea lucra în viitor. Să aveți răbdare, să vizitați fiecare stand, să stați de vorbă cu fiecare partener al nostru. Sunt astăzi aici să vă salut, să vă felicit, domnilor prorectori, și să-i felicit pe organizatori pentru că au adus Polifestul la Pitești. Asta nu înseamnă că înainte de Polifest, Universitatea din Pitești nu avea acțiuni comune în, să spunem, în același stil de a promova și de a oferi tinerilor din Pitești, din preuniversitar, posibilitatea de a alege Universitatea din Pitești. Astăzi aveți posibilitatea, dragilor, să alegeți Universitatea Națională Politehnică, Centrul Universitar Pitești. Un al doilea motiv pentru care mă aflu astăzi aici este că suntem parteneri loiali ai Universității și am făcut cumva cam tot ce ține de noi, noi cei de la ISJ Argeș, să promovăm acțiunea dumneavoastră, să știe fiecare copil, mai ales copiii din clasele terminale, clasa 12, dar și clasa 11, că în Centrul Universitar Pitești avem această posibilitate de a cunoaște agenți economici, parteneri, și pentru ca fiecare dintre noastre să-și poată clădi un viitor aici la Pitești. Le mulțumesc tuturor colegilor mei, am colegii din Pitești, am văzut din Stâlpeni, dacă nu mă înșel, erau aici în spate, din Curtea de Argeș și nu știu dacă e cineva de la Câmpul Lung. Le mulțumesc colegilor mei că au venit cu copiii, Mioveni, exact, Mozăceni, bravo. Le mulțumesc tuturor și sper ca pe perioada de desfășurare a celor 3 zile de Polifest, foarte mulți din copiii noștri, din copiii argeșeni, să rămână în Argeș, să rămână la Pitești. Da. Acum Universitatea face parte de Universitatea Națională Politehnică și va fi mai atractivă pentru tinerii și pentru noi, pentru mediul socioeconomic. Aveți aici o oportunitate fantastică, aceea de a avea un centru universitar într-o localitate precum Piteștiul, într-o centru industrial, să spunem așa, într-o industrie mereu în dezvoltarea aceea pe care o reprezint eu, industria auto, aveți oportunitatea de a vă găsi un job bine plătit, un job cu provocări, de asemenea cu perspective bune în perioada următoare. Profitați cât puteți de mult de tot ce se întâmplă aici,
Trăim într-un județ puternic dezvoltat economic, în care nevoia de forță de muncă bine calificată este în continuă creștere. Elevii și studenții participă la conferințe științifice, workshop-uri, prezentări de oferte educaționale, stagii de practică și internship și oportunități de angajare. Zeci de companii și institute de cercetare prezintă ultimele descoperiri tehnologice, prezentând perspectivele unei cariere de succes. Polifest este un festival dedicat oportunităților educaționale și profesionale. Ce crezi că te-ar surprinde să vezi la un târg educațional? Chestii noi de mecanică, roboței, puneți în funcțiune, care sunt puși în funcțiune de copii de vârsta mea, adică asta mi se pare interesant. Mi-a plăcut foarte mult ce gamă variată de facultăți aveți. Mă gândeam că e mai axat pe partea de real, dar am văzut că sunt și multe opțiuni de uman și de economie, nu e doar pe matematică și informatică. Cumva te-ai hotărât pentru o admitere anticipată? Nu sunt 100% hotărât, dar o să iau în considerare ca opțiune puternică. Ce te-a surprins la Polifest astăzi? Pentru Polifest astăzi m-a surprins în special diversitatea profilurilor pe care le are această facultate. Adică ne-au prezentat de la, cum e aici, electronică și comunicații, la mecanică, la profile de sport pentru profesori și tot așa. Te-ai gândit cumva la să aplici pentru admiterea anticipată? Deja sunt. Adică deja mi-am pus dosarul pentru preadmitere la Facultatea de Mecanică și Tehnologie. Ce așteptări ai de la Centrul Universitar Pitești? Ce așteptări am? Să-mi ofer o pregătire cât mai bună ca să pot duce numele lor mai departe. Sunt student în cadrul Centrului Universitar Politehnica București. Astăzi am venit făcând parte din echipa UPID Media ca voluntar. Am făcut parte din stafful tehnic. Anul acesta, Polifest este organizat atât în Centrul Universitar București, cât și în Centrul Universitar Pitești al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.